Conform profesorului Virgiliu Lupu, simpozionul Întâlnire cu America marchează ca în fiecare an Ziua Independenței Statelor Unite și este o manifestare care a intrat în tradiția locală, legăturile între Fălticeni și America fiind apropiate și prin intermediul Centrului Cultural Român-American, finanțat de profesorul universitar dr. Eliot Sorel. Centrul Român-American de Cultură și Informație ființează în Fălticeni din anul 2002 și este o filială a Fundației SIMARC din Washington, D.C. Fundația SIMARC este condusă de domnul dr. Eliot Sorel, fiul orașului nostru, și care ne onorează astăzi prin prezența sa la Fălticeni împreună cu fiul său, Marc. Activitatea noastră de astăzi o dedicăm zile de 4 iulie, Ziua Națională a Statelor Unite, organizând cea de-a noua ediție a simpozionului Întâlnirii cu America, aici, în incinta prestigiosului Colegiu Fălticenean. Programul manifestării s-a desfășurat și în acest an pe 4 secțiuni, istorie, sociopolitică, cultură și artă și o secțiune de cercetare științifică. Înainte de a începe prezentarea lucrărilor, profesorul Nicolae Sturzu a dat citire mesajului fiicei sale, Cristina, cetățean american, care a transmis fălticenenilor câteva impresii despre America. La secțiunea istorie, profesorul Virgiliu Lupu a prezentat lucrarea Cum au apărut Statele Unite ale Americii pe scena politică mondială, prin care a scos în evidență evenimentele de natură politică, economică, militară, organizatorică și legislativă petrecute în state. La secțiunea social-politică, profesorul Adrian Cocârță, custodele Galeriei Oamenilor de Seamă Fălticeni, a prezentat lucruri pe care nu le știați despre America, cum ar fi mituri despre America, curiozități din viața unor președinți americani sau din politica statelor care formează America. Întâlnirea cu dr. Eliot Sorel și fiul său, Marc Sorel, a fost sub forma unui dialog, din care s-au desprins mai multe idei. Conform universitarului Marc Sorel, în secolul 21, învățământul este supus globalizării, mai ales cu ajutorul internetului, dar în același timp trebuie avut în vedere să nu se piardă legătura cu mediul de baștină. Vreau în primul rând să felicit toată echipa care a făcut prezentările astăzi dimineață, de o impecabilitate excepțională și de o profunzime de mare merit a înțelegerea Americii și subtilitățile sale, și în special aș dori să subliniez scrisoarea primită de la New York. Deci aveți un fălticinean care vine din America la Fălticeni și un fălticinean care a plecat în America și acum la New York, care a descris în mod excepțional de corect și subtil, dar foarte accesibil, subtilitățile Americii și rolul conviețuirii pașnice de respect mutual al tuturor națiunilor lumii în această țară. Pornind de la primul proiect sprijinit de Eliot Sorel pentru municipiul Fălticeni, Agenda Locală 21, profesorul Sorel a precizat că acesta ar trebui revăzut și continuat. Având experiență în consultanță pentru elaborarea planurilor de dezvoltare a localităților și lucrând efectiv la planul de dezvoltare a localității Chicago, Marc Sorel a spus că un asemenea plan nu se poate face numai prin consultarea cu administrația locală și cu ONG-urile care și-au dedicat activitatea scopului de a dezvolta o localitate din punct de vedere economic. În cuvântul său, primarul Gheorghe Cătălin Coman a spus că se poate adapta o parte din acest program economic și de administrația orașului Chicago și la Fălticeni prin multă muncă, multă ambiție și inițiativă. Mă bucur că sunt alături de noastră, că am putut participa la această noua ediție a festivității Întâlnire cu America. M-am convins, dacă mai era nevoie, că este o activitate utilă, o activitate necesară în primul rând, atât prin prisma ideilor transmise, prin prisma inițiativelor pe care le dorim să le aplicăm cât mai repede și în municipiul Fălticeni, în beneficiul comunității, în scopul creșterii calității vieții fălticenienilor. Eu mă refer doar la Fălticeni aici. Domnul președinte Consiliului Județean poate prelua ideea pentru întreg județul. Și nu doresc decât să felicit organizarea ireproșabilă, atât din punctul de vedere al calității documentelor și referatelor prezentate. Să vă mulțumesc tuturor pentru participare și să vă asigur de tot sprijinul meu în calitate de primar al municipiului Fălticeni, cât și al instituției pe care o conduc, în tot ceea ce înseamnă implementarea, desfășurarea și finalizarea proiectelor în beneficiul nostru tuturor. Prezent la întâlnirea de duminică de la Fălticeni, Cătălin Nechifor, președintele Consiliului Județean Suceava, le-a spus celor doi membri ai familiei Sorel că sunt așteptați mai des acasă pentru a-i ajuta pe suceveni în acest proiect pilot în care conduce democrația la nivelul cetățeanului.
Doamne și domnule, în primul rând sunt foarte emoționat pentru că aici am dat bacalaureat în sala asta. Și îmi cer scuze că am întârziat, dar așa cum spunea și domnul primar, la agenda e foarte încărcată, vin de la Slătoara, trebuie să ajung la Pântana, la Rădăuți, după aia la Putna, mâine Sfântul Ștefan cel Mare, la Putna, în sărbătoare foarte importantă pentru noi și chiar mă bucur că m-am timp să vorbesc din plată de deci unde am plecat în formarea mea ca om, din punct de vedere al educației și vin cu dragă de la Nicu Ganea, era atunci în liceu, dragă Alexandru, era colegiu, dar lucrurile se mai schimbă în viața noastră. Și m-am bucurat să aud câteva vorbe înțelepte spuse și de domnul Sorel Fiu și domnul Sorel Tatăl. Mă bucur că avem ceva similitudini și așteptări, atât ale noastre române cât și americane, față de sistemul de justiție. Mă bucur că America a reușit trebuie să demonstreze că legea este echidistantă pentru toți. Sper ca și noi, România, să avem acest lucru cât de până. Organizatorii manifestării au fost Centrul Româno-American de Cultură și Informație, Fălticeni, Colegiul Național Nicu Gane, Galeria Oamenilor de Seamă, Fălticeni și Universitatea Ștefan cel Mare, Suceava.